individul care acum 2 săptămâni a atacat o tânără și a băgat-o în spital după ce i-a rupt mandibula s-a ales cu încă un dosar penal. Acesta va fi cercetat și pentru tentativă de viol. La solicitarea procurorilor, pe numele bănuitului a fost emis un mandat de arest pe un termen de 30 de zile. Incidentul de acum 2 săptămâni a avut loc ziua în amiaza mare într-un loc aglomerat, într-un parc din sectorul Buiucani. Victima le-a spus polițiștilor că suspectul ar fi încercat mai întâi să o silească să întrețină relații sexuale, apoi a lovit-o peste față, după care a jefuit-o. În rezultat, fata a ajuns la spital cu multiple răni. În scurt timp, atacatorul a fost depistat și reținut de ofițerii de investigație de la Buiucani. Atunci, individul a negat faptul că ar fi încercat să o violeze pe tânără. Suspectul are 25 de ani și a stat în pușcărie timp de 10 ani, iar ultima dată a fost eliberat la începutul lunii mai anul curent.